V-am găsit, dragi prieteni, focusul emisiunii noastre de astăzi este pe subiectul inteligenței emoționale. Ce e acest subiect pe care noi astăzi îl vom discuta împreună cu sa Veronica Divo, doctorant specialitatea științe ale educației, este de asemenea și are și master în uh, psihologie, uh, de asemenea licența în filologie, cu toate acestea vom discuta despre subiectul pe care l-am minunțat anterior. Ce este inteligența emoțională? Cum ne raportăm noi ca maturii față de copii? Ar trebui noi să luăm în vedere dezvoltarea inteligenței emoționale la copii. Stimată doamnă, bine ați venit în platoul nostru. Bine v-am găsit. Mulțumim foarte mult pentru că ați găsit timp în programul dumneavoastră atât de aglomerat de a fi împreună cu noi cu atât mai mult că subiectul este destul de serios. Pentru unii chiar necunoscut. Ce mai există, știm noi despre inteligența, știu, rațiunii, dar iată, domne, mai este și încă inteligența emoțională. Se discută despre aceasta, dar sunt sigur că prea puțin se cunoaște. Dacă puteți să ne ajutați să deslușim măcar de la începutul acestei misiuni, cu siguranță că vom avea și aplicare. Ce este? Ce este uh, inteligența emoțională? Inteligența emoțională, dacă aș uh, lua fiecare cuvânt în parte, inteligență, a înțelege. A înțelege emoțiile. Fiecare dintre noi uh, trăim emoții și foarte interesant că chiar în uh, Primele luni ale vieții, deja Bibelușul ă, arată aceste emoții. Dar, pe parcursul vieții, avem o posibilitate deosebită să le cunoaștem, să le descoperim și chiar să le punem la treabă. Știți, deseori, când vorbim despre inteligența emoțională, evident că emoțiile sunt partea naturii umane. Da. Da, deci avem o cogniție, avem... Dar de ce se numește, de ce este această îmbinare de cuvinte inteligență emoțională? Oare emoțiile au inteligență? Uh, inteligența emoțională ne ajută sau este o armă în uh, timpul modern în care trăim foarte, foarte actuală. Dacă mai uh, Înainte, lumea mai mult se oprea la inteligența intelectuală, sau așa cum noi spunem, IQ. Tot mai mult, știința, studiile arată că inteligența emoțională este mai importantă. Chiar mai importantă? Chiar mai este mult mai importantă, pentru că atunci când noi ne descoperim emoțiile, atunci când noi facem o observare cum ele vin, cum trebuie să umblu cu ele, de acest fapt ține fericirea mea, ține starea mea de bine. Și această inteligență emoțională este foarte, foarte studiată mai ales în ultimul timp. Deci eu înțeleg că este un subiect destul de important și în studiile pe care le face le fac multe universități. Înțeleg că și subiectul domniei voastre cumva tot tangențial este cu inteligența emoțională indiferent de studiile pe care le are persoana sau chiar dacă nu are, dar atâta timp cât noi suntem oameni, fiecare ne confruntăm cu emoțiile noastre și fiecare trebuie să știe să, să le cunoască, să le descoperim. După care noi le descoperim, descoperim emoțiile, noi conștientizăm că ele sunt aici. Și ele au nevoie de noi. Și diferența între inteligența intelectuală sau IQ și inteligența emoțională este că inteligența uh, intelectuală este un factor mai mult ereditar. Pe când inteligența emoțională, uh, noi putem să o dezvoltăm și să ne bucurăm de roadele ei pe tot parcursul vieții. Adică nu este ceva deja care este înăuntru nostru, dar este ceea este, un, este ca, o, ca o bucată de lut în mâinile noastre, ca în mâinile olarului o, o și noi putem să-l să modelăm spre binele nostru. Și totuși, inteligența, cum se corelează inteligența cu emoțiile? Adică, cum emoțiile, repet întrebarea mea, cum emoțiile pot să aibă inteligență? Adică, cum e? Inteligența emoțională înseamnă înțelegerea emoțiilor. A înțelege emoțiile, a conștientiza emoțiile. A conștientiza emoțiile. Ah, din, din, din motivul ăsta se numește inteligență inteligența emoțională. Inteligență emoțională. Oh, interesant. Pentru că există și inteligență morală, există inteligență socială și așa mai departe, dar cum e cu emoțiile? De fapt, inteligența emoțională se mai numește și inteligența socială. Și socială. Da. Pentru că se inter. Deci, inter, inter, deci în relațiile interpersonale da. participă și emoțiile. Exact. Bine. Evident că emoțiile despre care vorbim, pe care le trăim ca ființe umane, ele se raportează nu numai la noi înșine, deci la individul meu, deci în cunoștința mea, ci în raport cu, cu alte persoane. Cel mai des cu care ne întâlnim noi sunt cei de acasă. Și acasă suntem în câteva posturi: soț, soție, părinte, copil. Cum ar trebui să fie această corelație dintre aceste persoane sau participanți în, în, în inteligența emoțională? În inteligența emoțională mai este așa o aptitudine, o capacitate de a empatiza cu cei din jurul nostru. În inteligența emoțională nu este vorba numai despre mine și despre emoțiile mele, ci și despre emoțiile celui care este lângă mine. Adică, a înțelege numai emoțiile mele, ci. Exact, exact. De asta, în educația inteligenței emoționale, este neapărat și această empatie față de cel ce stă lângă mine, față de cel ce trăiește la fel emoții ca și mine, exact ca și mine, are niște trăiri și niște experiențe. Interesant. Bine, dar părinții, ei cum ar trebui să conștientizeze de emoțiile sale și cum ar putea să aplice inteligența emoțională? Socrate spunea că cunoaște-te pe tine însuți. Eu de aici m-aș porni pentru ca și părinte trebuie să te cunoști pe tine. Trebuie să-ți cunoști tu emoțiile, trebuie să înveți să-ți descoperi emoțiile, trebuie să înveți să-ți gestionezi emoțiile. Și atunci copilul este prin natura sa, imediat repete, copiază ceea ce trăiesc eu ca și părinte. De asta, chiar ar fi bine să fie și niște cursuri parentale în care părinții învață cum să-și descopere emoțiile, cum să le gestioneze, cum să le folosească, cum să le folosească chiar emoțiile negative în constructiv. Și atunci copilul învață privind la noi. Înțeleg că importanța acestui subiect este destul de uh, ridicat și bănuiesc că și interesul față de acest subiect. În, eu știu, dumneavoastră, în practica dumneavoastră, uh, ați observat nevoia de a înțelege lucrul acesta? Absolut. Absolut. Cam și mama trei copii care i-am zilnic în fața ochilor mei. Noi suntem permanent în, într-o lume în care noi ne învățăm unii de la alții și foarte interesant este că copilul învață să fie sociabil. Copilul învață să-și pună un preț pe sine. Chiar e foarte important să-și controleze emoțiile în familie. Ok, dar copilul, când apare inteligența emoțională? Cum am spus un pic mai sus, deja la bebeluș, tu vezi cum își exprimă emoțiile: bucuria, imediat vezi, sau furia copilul ca și baby deja exteriorizează aceste emoții care ne sunt date. Bine, eu înțeleg că cineva poate să zic, că știți, la bebeluș poți să observi ceva reacții emoționale, dar eu știu, există o dezvoltare în stadii, eu știu, exact. pot fi primitive sau destul de dezvoltate. Exact. Copilul la 2 ani începe să-și observe aceste impulsuri, să spun așa, dar se definesc la 3-4 anișori. Și este foarte bine ca despre emoții în familie să vorbim. Să vorbim cu copilașii noștri. Se poate spune că inteligența emoțională privește și reacțiile copilului. Ei, aici ce înseamnă emoție? Emoția este, este un impuls. Este un uh, impuls generat, uh, generat biologic, chiar neuronal. Înțelegi în ce context spun lucrul acesta. De moment ce bebelușul este și vede că toată lumea îl iubește, se vede pe sine centrul Universului. Toate pentru el. Și emoțiile în cazul acesta joacă un rol important. <laughs> da, pentru că bebelușii, pentru că noi știm copiii nu au spirit critic. Copilul arată bucurie și atunci, ca și părinții, iubindu ți copilul necondiționat, dar tu tu ești acolo și tu savurezi aceste emoții pe care bebelușul sau copilul mic deja le manifestă. Dar în timp, copilul crescând, devenind tot mai matur, el trece prin această filiera educației. Este nevoie de o educație în acest domeniu. Nu, eu înțeleg că procesul educației nu sunt doar lucrurile momente plăcute pentru copil. Da, da. Ar trebui să învețe și cum să-și administreze emoțiile negative. Fiți atenți că sunt, după primii cercetători pionieri, sunt șase emoții, șase emoții de bază, între care două sunt pozitive, bucuria și surpriza, după care vine furia, vine frica, vine dezgustul și vine dezamăgirea. <laughs> mă gândeam că poate pozitive sunt mai multe. Dar iată... Pozitive mai multe sunt Sentimentele. Pentru că sentimentul, el apare în baza emoției. Dacă am atins subiectul și sentimente, care ar fi diferența dintre sentimente și emoții? Sau e un așa aceeași? Pentru că dumneavoastră le-ați prezentat ca. Un pic diferit. Da, e diferit. Și exact. dacă ați putea să ne lămuriți cumva pentru prietenii noștri care ne vizionează. Așa, emoția, emoția are uh, caracter primar, sau primitiv. Emoția este, sunt niște impulsuri care sunt, uh, care apar spontan. Ele sunt, sunt involuntare? Involuntare. Absolut, mm. ele sunt involuntare. Ele durează foarte scurt și totodată ele sunt uh, Necontrolabil, cu, cu intensitate mare, pe când sentimentele, sentimentele ele apar în baza emoțiilor. De exemplu, dacă eu am, am speriat de un, de un câine, prima emoție mea, care este? Frica. Exact. După care această experiență mi a lăsat niște urmări care din asta se dezvoltă sentimentele. Da? Când văd un câine deja în baza experienței, pentru că sentimentul el se formează în baza unor experiențe. Se poate spus că sentimentele sunt în urma Produsului, eu știu, conștientizării, cogniției, Unde se analizează absolut, și se face absolut, o concluzie Absolut Unde se lasă, eu știu absolut, se, apare, se depozitează cumva Exact, exact În baza emoțiilor Noi în continuare Conștientizăm Și formăm aceste sentimente Și pot fi atât pozitive Cât și negative Atât pozitive și atât negative și asta este de fapt în ține de datoria noastră ca și părinte, ca educatori, învățători, să educăm copiii, să transforme aceste ă, emoții negative în sentimente, în trăiri în continuare pozitive, să putem gestiona corect, să le putem folosi corect, pentru că ele poate să lasă. Traume. Pisteați puțin, adică vreți să ziceți că o emoție negativă, spre exemplu, frica pe care o trăiește, poate fi transferată sau transpusă, știu, într-un corespondent al emoțiilor pozitive? Uh, emoțiilor, sentimente pozitive? Constructiv să le folosim. Asta vreau să spun că dacă eu am o emoție negativă, și eu știu cum să umplu cu ea, știu cum să gestionez. Atunci eu pot să o folosesc constructiv. De ce este atât de important pentru eu știu pentru noi, ca părinți, societate, să luăm în serios dezvoltarea la copii a inteligenței emoționale? Este foarte important pentru că asta înseamnă prezentul și viitorul copilului nostru. Pentru că, ca și părinții, ca și societate, noi ne dorim oameni. Sănătoși, oameni echilibrați, oameni care uh, trăiesc cu empatie față de cel de alături de el. Și uh, eu spun că nu ține numai de părinte, dar și de societatea întreagă. Bine, înțelegem, dar există copii, pentru că sunt diversi și pot să aibă experiențe diferită. Și cineva trăiește, sau un copil care, eu știu, nu-și conștientizează, nu se dezvoltă în inteligența emoțională. Cum am putea pe ei să-i ajutăm? Pentru că pot fi emoțiile negative. Și comportamentul, evident, că se reflectă asupra comportamentului sau felul de a fi acestui copil, nu numai raport cu sine, ci și cu cel mai deseori raport cu semenii săi sau cu colegii săi, cu cei care sunt în preajma lui. Dacă sunt poate fi și o experiență negativă, atunci cum putem pe copilul acesta să-l ajutăm să conștientizeze sau să înțeleagă emoțiile și uh, să le administreze corect. Discutăm. Discutăm cu copiii. Copiii trebuie să uh, conștientizeze, să chiar uh, să accepte emoțiile. De exemplu, dacă într-un parc uh, ne imaginăm o mamă cu fiul. Uh, la un moment dat, uh, fiul este speriat de un câine. Ce trăiește copilul? Frică, spaimă, Începe a plânge. Ca și mamă sau ca și părinte, copilul trebuie încurajat. Nu, a, nu plânge, ești băiat, viitor bărbat ești o fetiță atât de tare. Nu deci poți negarea. să negarea. Da, nu poți să plângi. Noi trebuie să arătăm că emoția este aici, că ea, este, că ea există. Și atunci îi spui, îi vorbești, că este firesc să te sperii. Dar trebuie să ajuți copilul să depășească da, această, această frică. Uh, uite, îl, 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 îl mângâi, îl îmbrățișezi. Copilul are mult nevoie de atingerea tactilă, îl îmbrățișezi, îl încurajezi. Uh, emoția este aici. Te-ai speriat. Și eu tot așa a fost odată cu mine. M-am speriat și eu. Trebuie să povestim copilului, și eu trec prin viață și am trecut nu numai odată, prin astfel de emoții. Și copilul trebuie să realizeze că este aici, este un fenomen normal, dar nu trebuie să lăsăm să ne doboare și să mergem mai departe. Deci, cu alte de cuvinte, în loc ca să blocăm sau să negăm aceste emoții sau reacții, la anumit știu stimul, ar trebui să învățăm să administreze. Să-l descopere. Și aceasta este inteligența emoțională. Absolut. Trebuie să-l învățăm pe copil să descopere, emoția este aici, și să, să gestioneze corect emoția. Și să folosim chiar emoțiile negative, cum am spus, constructiv. Bine, înțeleg, poate copiii care sunt într-o vârstă, știu, mai ben, înaintată, exact, dar cei care sunt mici. Copilul mic cel mai mult învață, iar spun, totul se întâmplă în relație cu părintele. Pentru că noi fiecare având uh, copil, ne iubim copilul necondiționat și noi trebuie să fim foarte firesc în fața copiilor noștri și copilul uh, văzându-ne în fiecare zi și în fiecare zi avem un amalgam de emoții și sentimente, copilul trebuie să vadă că eu accept emoțiile, eu fac față emoțiilor, eu uh, le conștientizez și copilul ca și copil mic, el învață ce ce vede. Adică vață din, din narațiune, din, adică din, din exemplu părinților. Din exemplu nostru și din exemplu, alături de exemplu nostru, trebuie să fie neapărat discuția, conversația cu copilul, trebuie să vorbim. Atunci nu vom avea nevoie de uh, cabinete, de psihologi sau psihoterapeuți. Totul se întâmplă în familie și această armonie, la fel copilul învață vis-a-vis -vis de părinții săi. Dacă a fost vreo lacună pe timp când a fost, eu știu, copil, adolescent, lucru acesta se reflectă și în când este deja matur, individul. Da, da, se, se reflectă de asta și sunt diferite terapii. Sunt diferite tehnici, sunt diferite terapii care merg până în adâncimea creierului nostru și scot la suprafață și ajută să se vindice. Cum să ajutăm atât pe părinți sau ce sfaturi aveți dumneavoastră pentru părinți. În primul rând pentru maturi pentru că înțeleg eu ar trebui mai întâi să trecem noi prin terapie ca să cât de puțin zic eu poate Uh, un cuvânt care sperie, <laughs> dar uh, înainte ca să ajutăm pe copiii noștri să înțeleagă sau să ne raportăm la ei, să aplicăm ceea ce cunoaștem noi, în a ajuta pe ei să dezvolte uh, inteligența emoțională ar trebui maturii. Ce sfat ați fi dat? Eu aș, uh, aș propune... Uh, sunt tehnici, sunt metode... De exemplu, eu aș începe totul în familie. Să educăm copilul prin exemplu nostru. Asta este, de fapt, ingredientul principal. Părintele este exemplu de la care învață copilul. Copilul trebuie să învețe dacă vorbim despre emoții, că emoțiile sunt. Că ele sunt aici. Să le conștientizăm. Copilul trebuie să-l ajutăm să citească în fiecare zi. Și trebuie cu mare grijă să alegem literatura. Literatura aleasă pentru copiii noștri neapărat trebuie să aibă uh, valori morale. Copilul trebuie să fie implicat în diferite activități extrașcolare. Copilul învață atât în școală cât și în activitățile extrașcolare să socializeze. Ei învață că și alții trăiesc emoții ca și mine, că alții trăiesc, trec prin, prin, trăiri ca și mine. Învață să fie alături de prietenul sau de colegul meu. Învață să se integreze uș, mult mai ușor. Copilul învață la fel să-și facă prieteni. Să-și facă real, relații durabile, totul ține de inteligența emoțională. Inteligența emoțională ține nu numai atât uh, în gust cum vedem noi emoția, ține calitatea vieții noastre. Și atunci, uh, copilul are nevoie să fie ajutat de părinte. Eu chiar aș sfătui sunt. Uh, sunt multe cărți cu diferite jocuri prin care noi putem să ajutăm copilul să, să se cunoască. Este o. Este o se numește art-terapie art prin care copilul, desenând, se descoperă. Pentru că de multe ori copiii au diferite traume sau sunt lucruri despre care nu vor să ne vorbească. Veni de la grădiniță sau de la școală. Cel mai ușor și simplu este această metodă, copilul primește creioanele, copilul primește culorile, hârtia și pur și simplu îi se spune, dragul meu sau draga mea, desenează tot ce vrei tu. Și copilul îi se dă și o, un timp fără limită, unde el expune prin cre, creioane, culori, și copilul neapărat o să expună pe foaie trăirile dinăuntru lui. După care, noi încet îi punem, punem uh, tabloul pe un perete, facem doi-trei pași și, eventual, punem niște întrebări. Ce din ai dat la, la tabloul ăsta? Dar unde se întâmplă? Nu direct la persoană. De asta îi încurajez părinții. Dragi părinți, sunt, sunt azi multe. Uh, Cărți de specialitate, cărți cu o informație care ne va ajuta să ne cunoaștem pe noi, să ne cunoaștem emoțiile, să ne ajutăm copiii noștri. Și foarte interesant este că, ca și părinte, să ne fie ușor să ne imaginăm așa o scenă, copilul este angajatul și eu sunt angajatorul. Deci un joc de roluri. Exact. Și atunci ce așteaptă un angajator? și așteaptă un angajat. Copii, angajatul este, așteaptă să fie motivat, să fie acceptat, să fie ascultat, să fie ajutat să se integreze și exact asta așteaptă copiii de la noi, să fie iubiți fără condiții, să fie motivat și să fie ajutat în lumea noastră fără atâtea reguli severe sau să-i spun mai bine o educație severă, rigidă, da? să meargă prin viață bucuros, fericit și să aibă la îndemână toate ingredientele de care are nevoie. Din, de la am înțeles că așa, cam două metode interesante simple să-i oferi să facă desene, și poate să descoperă, știu, un Van Gogh sau <laughs> un viitor, vi, vi, viitoare celebră celebritate. Dar mai este încă și ceea ce a spus dumneavoastră, al doilea lucru prin care cu siguranță că ajută să conștientizeze, este jocul de roluri sau în, în roluri. Înțeleg eu că toate lucrurile, nu știu multe lucruri, se poate de ajuta pe copii să dezvolte prin jocuri. Vă cunosc pe dumneavoastră ca o persoană activă și care știți foarte bine jocurile, și mai ales pentru copii, în experiența dumneavoastră. Dacă să vorbim despre copii, evident, eu sfatul despre care vorbim acum despre părinți. Există și în societatea noastră unde părinții pot lipsi, un părinte sau pot lipsi, mai sunt și bunei ar putea și bunei să folosească astfel de metode? Absolut, absolut. fiecare dintre noi, fie că este bunel, părinte, vecin, învățător sau educator, fiecare dintre noi putem să fim un exemplu, o școală pentru copiii noștri. Ar trebui, înseamnă oare că ar trebui noi să aranjăm un fel de școală în casa noastră? Absolut. În căminurile, în căminele? pe care noi în care suntem în viața noastră. Absolut, aici începe. Aici Școala începe în familie, în familie, în casa noastră unde trebuie să oferim această atmosferă plină de armonie, de înțelegere, și atunci când copilul vede că el este iubit, este acceptat, el are uh, un echilibru emoțional și psihic în familie. El asta învață și cu asta ia în lume, în viața lui. Sunt curios dacă dumneavoastră, așa, o provocare pentru dumneavoastră, cum, cum ar arăta un matur cu, eu știu, cu inteligență emoțională educată sau, eu știu, formată și la fel și un copil cu inteligență educată știu, destul de bine aranjate sau îl recunoaștem, observăm că totuși a trecut prin, printr-o maturizare, pentru o creștere în inteligența emoțională. Acestea sunt persoane cu care se comunică ușor. Sunt persoane care se autoevaluează corect. Sunt persoane care se adaptează ușor la împrejurări noi, oameni noi, acești sunt oameni care cunosc un, un echilibru psihic și toate sunt posibile atâta timp cât ca și copil este ajutat și educat. Bine, dar copiii cum să înțelegem. Deci Evident, un matur este educat, duce cont de emoțiile altora, știe cum să converseze, se, oamenii se confort, deci el creează un confort în relație deci, cu unei oameni și înțelegem că astfel de persoane cumva manifestă o inteligență emoțională, dar bună, dezvoltată, dar copilul. Așa, pentru copil, în primul rând, noi trebuie să fim, cum ai spus, un exemplu de inteligență emoțională. După aia, Trebuie să ne, să învățăm să ne deschidem sufletul în fața copilului, onest. Copilul trebuie să învețe de la noi și exact așa va face și el pe, pe parcurs. După care, copilul învață să ia decizii corecte și, independență de deciziile care le va lua, și felul în care el va învăța să le ia, o. Să mear, o să meargă mai ușor prin viață. Da. Foarte important, aș spune eu, și mai ales pentru cultura noastră, ca și părinți, să încercăm să nu judecăm oamenii, să nu prejudecăm. Pentru că, iarăși, să nu fim un exemplu fals pentru, pentru copiii noștri. Să nu uităm că. Copiii au nevoie să socializeze, au nevoie de joacă și să stimulăm aceste lucruri. Să lăsăm copiii să-și dezvolte pasiunile, talentele. Pentru că astfel, copiii, dezvoltând talentele și pasiunile sale, ei o să dezvolte această inteligență emoțională și mai bine. Și copilul învață cel mai bine, bine prin joacă. Da, de asta și recomand, sunt multe jocuri prin care putem ajuta copiii noștri, pentru că de multe ori copiii noștri, ei exteriorizează lucrurile, dar nu poate să le explice. Prin procesul jocului funcționează cel mai bine. La școală? Bine, acasă, în căminul părintesc, știu, e bine. De părinții au înțeles, dar la școală? La școală sunt, știți, multe provocări pentru copii. Absolut. Școala este mediul propice pentru copil, pentru a dezvolta e, inteligența emoțională despre care vorbim noi. Și este un mediu care este benefic copiilor. Dar, iarăși, spun să nu uităm că dezvoltarea să fie. Bogată și multilaterală, în acest sens, copiii trebuie să dezvolte, să participe la activități extracurriculare. Deci, implicarea acestor copii în viața socială, evident că duce cont și de inteligența emoțională, pentru că ea este o condiție. Pentru că vrei nu vrei, dar copilul se raportează și la un moment dat el observă și emoțiile altui copil. Și atunci încearcă să, să înțeleagă cum el administrează, cum el ar trebui să, cum același, cum, cum același, știu, și gestionează emoțiile și cum ar trebui și eu să fac. Oare copiii nu învață unul de altul? Învață. Copilul învață, dar noi, ca și educatori, suntem responsabili. Copilul este ajutat nu atât să-și descopere emoțiile sale, dar să descoperi și emoțiile celui vis-a-vis -vis de, de el. Și să știți că copiii învață unii de la alții. Și vreau să spun că emoția are chiar un caracter de a lipsi pe cel din jurul nostru. Și de multe ori, ca și maturi, ca și părinți, nu avem. Acel echilibru, acea răbdare, începem a striga la copii, începem să-i și este destul de fals. În primul rând, trebuie să însușim noi lecția și să învățăm să nu strigăm la copii. Și chiar dacă s-a întâmplat, trebuie să explicăm și să încercăm să nu mai repetăm. Uh. Ceea ce a spus dumneavoastră, <coughs> știți, vin și eu cu, cu eu știu, cu un enunț sau chiar o întrebare. Înseamnă oare că mediul contează în care copilul este prezent și contează în dezvoltarea eh, inteligenței emoționale? N-ar trebui să pună, pe, știu, în grijă, să fie în grijă părinților? Să, deci, într-un mediu sau altul? Știți, eu chiar, chiar aș încuraja uh, instituțiile de rigoare, mână-mână cu ONG-urile, să organizeze cursuri pentru părinți, niște cursuri educaționale. Păi, eu înțeleg, dar acum părinții ar trebui să se, îngrijore, să se îngrijoreze pentru faptul în ce mediu intră copilul, copilul. Pentru că mediul. Că vrei, nu vrei, dar uh, un mediu anumit de copii sau grup de copii creează un fond emoțional. Da, da. Uh, și atunci dacă copilul intră în acest fond emoțional, fie pozitiv, fie negativ sau eu știu, e divers, în cazul acesta uh, se răsfrânge asupra copilului meu? Absolut. În orice mediu în care se află copilul nostru sau copilul meu, el este influențat. Deci și aici întrebarea mea, -ar, ar trebui părinții să se îngrijoreze de ce mediu, în ce mediu este copilul său? Copilul, părintele este absolut responsabil de mediul în care se găsește copilul său. Dar deja trecem de societate, adică deja intrăm în, de la persoană în societate, în grup. De asta copilul se educă, se învață în familie, acasă, după care el Ajunge la grădiniță, și așa cum atât educatorii cât și învățătorii, ei sunt uh, specialiști, ei învață și psihologie, și pedagogie, și științele educației. Ei sunt la fel responsabili cum sunt gestionate toate activitățile uh, și relațiile interpersonale în clasă, în școală. Da, eu înțeleg că obligațiile fiecărui părinte este să aducă o maturitate pentru copil ce privește inteligența emoțională. Dar, totuși, există și lacune, atât la unii cât și la alții, și copilul poate să se întâlnească cu stimulenți negativi. Dar... Într-un mediu negativ, adică să fie creat. atunci ce facem copilul acesta? O luăm de acolo, plecăm, mergem acasă. Mai mult nu mai mergi la grădiniță, nu mai mergi la școală. De asta și vorbim despre dezvoltarea sau educația inteligenții emoționale. A acestui copil. Nu bine, copilul meu este în acest mediu. Este destul de provocator pentru el. Deci se lovește mereu cu, eu știu, cu o needucare, needucație din partea celorlalți, ce privește e, inteligența emoțională. Cum aș putea să ajut copilul meu? Educându-l. Educându-l. educându, -l. educându, -l. educându -l. Adică? Educându-l. De exemplu, dacă copilul tău este confruntat uh -huh. în clasă, întotdeauna sunt copii sau elevi care te provoacă, uh -huh. într-un fel sau altul. Așa. Dar copilul tău este învățat acasă, de familie, de părinți, cum să facă față situație. El trebuie să găsească soluții creative, soluții constructive și să iasă din această situație, pentru că noi conștientizăm, noi nu putem să fim alături de copilul nostru mereu, dar copilul trebuie să aibă acea, acel statut, acea verticalitate și el trebuie să fie învățat să găsească soluțiile potrivite. Eu de ce și, și vorbesc, că nu putem doar, doar copilul să-l punem într-o colbă sau într-un spațiu de acvarium și domnule să-l păzim de toate influențele, că viața nu este doar lucrurile pozitive și avem mai mulți stimulenți. și ați, lucrul acesta și-ați prezentat anterior. Sunt mai multe emoții negative decât emoții pozitive și ca să-l învățăm copilul să experimenteze și să, eu știu, să administreze, să gestioneze corect emoțiile în ce ați spus dumneavoastră anterior, sentimente, sentimente bune, corecte. Da. Bine, bine ați spus că despre, despre emoțiile care copiii le trăiesc. Și asta e că învățând să gestioneze, să umble cu ele, să găsească soluții, o să-l ajute nu numai școală, dar în familie, în societate, jobul care o să-l aibă pe parcurs. Deci vrei, nu vrei, dar ar trebui să-l învățăm. Noi trebuie să-l ajutăm, pentru că noi ne iubim copilul și noi vrem ca copilul tău să fie fericit, să fie realizat. El depinde de o anumită educație. De ce spun lucrul acesta? Pentru că am observat că tendința unor părinți care sunt destul de. pot să-și permită să dea copilul la o grădiniță unde se veghează de educatorii uh, pentru ca să fie un fond anumit, uh, le intră în voie lor mai mult și se uită uh, ce copil vin din ce familie, cum sunt uh, într-un mediu anumit, că, uh, eu știu, sunt de muzicant sau de niște uh, doctori sau, mă rog, din, din păturile sociale mai uh, ridicate uh, și copilul nostru să fie în mediu ăsta, dar, ieșim pe stradă. El întâlnește și câini mai danezi <gântu -i> și copii care nu au astfel de, eu știu, educație sau un fond genetic în spate. Cum să-l învățăm pe el să trăiască în mediul acesta? Ar fi, este oare corect pentru părinți să facă lucrul acesta sau nu? Știți, chiar dacă vorbim despre niște grădinițe sau școli private, unde copilului să oferă mai multă atenție, noi nu putem opri copilul să reacționeze. Noi nu putem opri copilul să nu-și dea emoții afară. Pentru că la grădiniță copilul interacționează. El poate să ajungă la un conflict minor din cauza uh, unui joc sau jucării. Copilul în orice situație, cât de protejat nu este, copilul vine față în față cu emoția. Oricum, oricum, nu putem să-l păzim. Nu putem să-l păzim. Vedeți, unii părinți cu siguranță își pun o întrebare. Deci, dacă eu, ca părinte, mă îngrijorează, deci eu mă îngrijez de faptul ca să am un copil educat în ce privește inteligența emoțională, unde, de unde să încep, cu ce să încep, unde eu nu știu dacă, deci cum iese în stradă, nu pot să-l păzesc, doar pot să-l învăț cum să administreze. Dar unde începe mediul acesta, că vrei, nu vrei, dar există un mediu în care se învață. Mediul este familia. În familie. Este părintele. Iar de nou familia. De familia. Copilul aici își începe prima lui școală. Și Și cel mai important, copilul începe a învăța, nu cu o carte în mână, ce învață din experiența și din, uh, experiența părintelui, el învață din ceea ce vede. Deci este foarte important, în primul rând, să ne însușim noi lecția. Să ne cunoaștem noi ca și părinte, ca să-ți duci copilul bine. tu trebuie să fii educat. Bine, <hânt> sau ceea ce aștepți de la copilul tău, tu trebuie să fii. Și inteligența Emoțională, ea ne ajută să, să ne cunoaștem pe noi mai bine, să construim relații durabile, să construim chiar niște relații în baza unor valori, să ne stăpânim pe sine, pentru că astăzi societatea sau modernismul nu ne prea oferă lecții cum trebuie să ne stăpânim. Și este foarte important a ne stăpâni. Deci să învățăm, de fapt, un, eu știu, un semn a faptului că individul, indiferent de, de vârstă, este destul de educat în privința ce privește inteligența emoțională, este faptul că se autocontrolează. Absolut. Omul trebuie să se autocunoască, să se cunoască pe sine și să autocontroleze, să să, să învețe să se stăpânească, să pună o, o stăpânire pe sine și, să, și este foarte importantă în această relație să nu scăpăm de învitere și empatia. Empatia față de trăirile celor din jurul nostru. Atunci noi nu creștim egoiști și nu ajutăm pe cei din jurul nostru să, să se simtă cumva neînțeleși, pentru că eu te înțeleg și eu mă comport respectiv ca și tu să te simți bine. Scria cineva, un activist social de talie mondială, că lumea vorbește foarte mult despre dragoste și exact aceasta îi crește insuficiența și este în creștere. Tot mai mult este nevoie de ea, despre ea se vorbește atât de mult și tot ea este în descreștere. Adică ea, de fapt, Uh, se poate spune că emoția sau intelectualitatea emoțională este. Deci, orice individu ar trebui să învețe să iubească pe ceilalți și să ofere, să înțeleagă. Ce ce ați spus dumneavoastră este probabil că empatia. Dragos, să nu este parte din empatie. Empatia, da, da. Nu pot. Empatia nu poate uh, să fie. Uh, o sută de procent e funcționabil dacă nu există ingredientul principal, dragostea. Eu trebuie să, să să iubesc persoana de alături, ca să o înțeleg, să o accept. Vrei, nu vrei, dar sunt și altă viziune, deci un fel de supraviețuire. Dom'le, viața e junglă. Trebuie să supraviețuiești, supraviețuiești cel care este tare. Și dacă, eu știu, ai o provocare anumită, ar trebui să nu este și aici o educație nu atât de bună, poate că, în inteligență sau vis-a-vis -vis de inteligență emoțională. Da, cum azi tot mai mult se educă acest spirit, dar vreau să spun că om, copilul trebuie să fie învățat că atunci când lui merge bine și celui de alături tot trebuie să îi meargă bine, nimeni nu te oprește să realizezi multe lucruri, să ai scopuri, obiective, să le ajungi, nimeni nu te oprește, dar tu nu trebuie să capti din vedere că ăla de, de alături seminul tău, la fel ar fi bucuros să aibă o experiență de succes. Sunteți de acord că educarea în inteligență emoțională nu poate, nu are loc dacă nu există și valori, un set de valori implementat. Absolut. Deci educația aceasta trebuie să fie pe valori Absolut. morale. Absolut. Valorile morale, la fel, sunt ingrediente foarte importante în, în a, și în această educație. Pentru că, înțelegeți că în momentul în care eu încerc să îi vorbesc despre emoții, da, de are frică, deci față, de, față de, de, știu, de câine sau, mă rog, la un moment dat. Și poate fi uh, conștientizarea, înțelegerea și să înțeleagă de ce uh, animalul sau, mă rog, de ce a, Așa s-a întâmplat, sau invers, domnule, eu un băt și dută și caută-l să-i să răspunzi, să-i să dai înapoi. Tot e o gestionare emoțională, dar este ea bună, corectă, sau totuși așa cum am vorbit noi pe valori morale, este viață. Da. Chiar dacă a provocat așa, ar trebui să fie altfel. Da, de asta eu și-am spus. Că chiar în procesul de a educa copilul să citească și tot ce, ce citesc copilului trebuie să aibă valori morale. Pe valori morale. Deci, suntem la finele emisiunii noastre și am vorbit despre inteligența emoțională. Atât de deseori am vorbit, am, 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 pronunțați aceste cuvinte, încât probabil că și telespectatorii noștri, uh, sper că au conștientizat ce înseamnă inteligența emoțională, dar în momentul în care noi la ziua de astăzi, deci la, la finele acestei, uh, acestui, uh, acestui proiect sau emisiuni, uh, încă o dată dacă am definit ca o concluzie după ce am trecut uh, această uh -huh. mare parte, uh -huh. ce este inteligența emoțională? Inteligența emoțională ar, este să descoperim, să înțelegem și să gestionăm corect lumea emoțiilor. Și prin dezvoltarea acestei inteligențe emoționale, noi avem multe beneficii, noi creștem autocunoașterea cum am spus și mai sus, stăpânirea de sine, empatia față de cei care ne înconjoară și așa putem să ne continuăm viața în liniștea și pacea ei. Vă mulțumesc pentru că ați fost împreună cu noi. Evident că inteligența emoțională este o parte a vieții noastre și a ființei noastre, aș zice eu, chiar a existenței noastre. Uh, și mai mult de atât chiar existența societății noastre, pentru că fără ea, fără a înțelege pe cineva, uh, nu putem să avem uh, nu numai că o relație, dar nu putem să facem ceva, nu putem să cotrăim, să colocuim, să coexistăm, dacă se poate de spus așa și în felul acesta. Vă dorim succes în, uh, în activitățile dumneavoastră pe Mulțumesc. care le aveți. Și sperăm că nu este singura dată când sunteți în, în platoul misiunii noastre, și Cum veți accepta drag? și o altă invitație, poate cu alt subiect important pentru societatea noastră. Cu mare drag, și vă mulțumesc. A înțelege pe cineva, probabil că este lucru esențial. Noi, deseori, ca oameni, dorim să fim înțeleși. Altă dată chiar pretindem să fim înțeleși. Dar înțelegem noi pe altcineva. Înțelegem noi oare pe cel care este pe orizontal, adică pe cei care sunt alături de noi și primii sunt cei care din familia noastră și cei din societate. Sau ar trebui să înțelegem și pe cineva care este și pe vertical. Există cineva care ne-a înțeles. Îl înțelegem noi astăzi. Vă spun la revedere până data viitoare.